Șoferii pot rămâne fără permis de conducere dacă refuză testarea cu aparatul antidrog al poliției, cel care de multe ori a dat erori. Guvernul a adoptat o nouă ordonanță de urgență care i-a revoltat pe oameni. Cu mai multe detalii vine colega mea Elvira Costache. Bună dimineața, Elvira, te ascultăm! Bună dimineața, Simona! Bun găsit tuturor! Până acum, șoferii care refuzau să fie testați cu drag testul erau conduși la sediul IML pentru probele de sânge, iar până la sosirea rezultatului aveau voie să conducă. Mulți apelau la această variantă pentru că aparatele poliției dădeau uneori erori și scoteau rezultate fals pozitive. Aproximativ 20% dintre testele făcute până acum au fost eronate. Cu toate acestea, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență mai dură. Acum, șoferii care sunt trași pe dreapta de poliția rutieră și aleg probele de sânge în locul drag testului, vor rămâne automat fără permisul de conducere până la primirea rezultatelor. Spre exemplu, în unele cazuri pot să treacă și câteva luni până la primirea rezultatelor, lucru care îi va enerva pe șoferi pentru că vor rămâne o perioadă bună de timp fără permisul de conducere. Autoritățile mai spun însă că șoferii nu se vor alege cu dosar penal. Acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumim, Elvira. Scumpirile care s-au ținut lanț ne-au adus în fața unui paradox revoltător. Deși pe hârtie avem cele mai mici prețuri din Europa, la raft realitatea este cu totul alta. De pildă, săpunul, pasta de dinți și gelul de duș costă de 2 ori mai puțin în Germania, cu toate că nemții câștigă de 3 ori mai mult decât noi. Uite cât costă în Germania gelul de duș. Același gel de duș la noi costă 23,50 de lei, aceeași cantitate, deci mai mult decât dublu. Pare incredibil, dar dovada că e cât se poate de adevărat, ni se arată imediat ce pășim într-un supermarket de la noi. Și luăm drept exemplu același produs pe care nemții dau 1,70 euro. În Germania acest produs costa aproximativ 9 lei, aici costă 15 lei. Paradoxul ce revoltă se regăsește și la pasta de dinți. Dacă în Germania un tub costă 15 lei, la noi prețul este cu 60% mai mare. Nu înțeleg de ce sunt prețurile, de ce sunt atât de mari aici, comparativ cu Uniunea Europeană, pentru că ar trebui să fie la fel, nu? Raportate la salariile pe care le avem noi. Pentru că acolo sunt salariile de 1000 de euro și aici sunt de sute de euro și atunci nu este corect și echitabil. E cu atât mai trist cu cât între salarii sunt diferențe ca de la cer la pământ. Venitul mediu al unui român este de aproximativ 5.000 de lei, în timp ce un german câștigă de 3 ori mai mult. Taxări diferite, e vorba de nivel de trai diferit, veniturile sunt mult mai mari în Germania, productivitatea este mult mai mare, sunt multe chestii. Noi trebuie să ne vedem lungul nasului și să ne încercăm să ne optimizăm cheltuielile. Culmea e că datele Eurostat arată că România are cele mai mici prețuri dintre toate statele membre UE. Aceeași statistică mai spune că România a înregistrat cele mai mari scumpiri în ultimul an. Ne dă cu o mână și ne ia cu două. Ce să facem? Asta e. Aceste creșteri de pensii și creșteri de salarii în condițiile în care economia aproape stagnează, avem perspective de creștere foarte limitate, nu pot însemna altceva decât alte creșteri de prețuri. Pentru că degeaba există mai mulți bani în plus în economie, dacă nu există creștere de productivitate în economie. La începutul acestei luni, salariul minim a fost majorat cu 12%. O treime dintre români sunt plătiți cu minimul pe economie. În tot acest timp, produsele românești, mai ales fructele de sezon, au ajuns de batjocură. Pare incredibil, dar pepenii de dăbuleni sunt mai ieftini decât guma de mestecat. Cu 50 de bani se vinde kilogramul la marginea ogoarelor roditoare. În supermarket plătim de 10 ori mai mult pentru cei aduși din afara țării. La prima ora dimineții, târgul Angro din patria Lubeniței, Dăbuleni, este plin de producători care au ieșit să-și vândă marfa. Căruțe sau dube doldora de lubeniță zac sub soare, la temperaturi de peste 30 de grade, în așteptarea clienților. Deși prețul unui kilogram a ajuns chiar și la 40-50 de bani, fructele tot n-au căutare. Ați vândut ceva până la ora asta? Azi nimic, de ieri sunt acina, n-am vândut nimic. Păi eu ți-o prețul, dacă colegul îl trage de mână și ai că-ți dau ieftin. Nu o fi prostea de la mine, ea de la ăla. Asta e. Ne furăm căciula unul altul. E gustos. E și dulce. E românesc. Dar le dăm degeaba. Lângă mine aici vând unul cu 30 de bani. Acest producător de pildă încearcă de 2 săptămâni să vândă 45 de tone de lubeniță. A vândut până acum doar jumătate din marfă. O parte dintre ei riscă să ajungă la gunoi. Am 7 tone de pepeni galbeni în Angro, în partea ailaltă, au 4 zile. Astăzi le arunc. Vă dați seama,
7 tone de pepeni, să-i arunci. Prețul mic este justificat în special de temperaturile prea mari pentru această perioadă a anului, care au copt brusc și prematur pepenii. Astfel, în timp ce anul trecut, în aceeași lună, fructele ajungeau cu 2 lei pe kilogram, acum prețul este de 4 ori mai mic. Anul trecut s-a făcut și profit, am făcut treaba, anul ăsta s-a făcut și pentru una și pentru alta, anul ăsta e zero. Deci majoritatea dintre producători vor da faliment. Totuși, cantitatea mare de fructe le dă un avantaj samsarilor. Cumpărăm cam 1000 de kilograme, le vindem la târguri, la piețuri. Noi acolo să câștigăm un 20-30 de bani mai mult, adică dacă aici e 60 de bani, noi să o vindem un leu. Am făcut și noi o comparație de prețuri între târgurile Angro și piețe, iar diferențele sunt grăitoare. În târgul Angro din Dăbuleni, un pepene de 10 kg a ajuns să coste doar 4-5 lei. În schimb, la piață, același pepene de 10 kg costă 30 de lei, adică de 6 ori mai scump. Asta înseamnă că la piață o lubeniță costă 3 lei pe kilogram. 200 și ceva pe o lubeniță am dat. Când ai poftă, mănânci. Acolo luăm și noi de unde ne oprim să luăm. Asta e din piață. În supermarketuri, în schimb, se găsesc doar pepeni din import, aduși în mare parte din Grecia, care se vând cu 2,5-3 lei kilogramul. Tratament cu câini în spitale este proiectul inedit care a început deja de ieri la Spitalul Județean Ilfov, unde pacienții bolnavi vor face ședințe de terapie cu necuvântătoarele. Căței care vor avea rol de doctori sunt în general salvați de pe străzi și antrenați special pentru a aduce un strop de bucurie și liniște oamenilor internați. Cu mare, câinii din imagini care vin din adăposturi au devenit de ieri terapeuți cu acte în regulă la Spitalul Județean Ilfov. Pacienții bolnavi vor avea frecvent ședințe de terapie cu blănoșii. Fiecare întâlnire va dura o oră. Ei sunt Alice, Mura și Betty și le vor oferi pacienților din spitalele ilfovene în fiecare lună o doză de bucurie și îi vor duce cu un pas mai aproape de vindecare. Poate vă întrebați cum anume pot căței să vindece pacienții. Ei bine, prin simpla lor prezență. Sunt antrenați special și iubitori din cale afară, ascultători și jucăuși atunci când li se permite. E foarte bună o terapie pâncăi. Și mai ales că eu am avut labrador la țară. Sunt, să zic, foarte atașați de oameni. Avem un test în care evaluăm personalitatea câinelui, iar această evaluare se face după vârsta de un an și două luni. Dacă trece de această evaluare, urmează un curs practic de 3 luni de zile în care stăpânul bine se pregătește cu câinele lui. După aceste 3 luni de zile există o evaluare finală în care cumva e un fel de bac, da? Dăm bacul la toate probele și dacă trecem și de această probă, cumva avem garanția că atât omul cât și câinele sunt capabili să facă față unei astfel de provocări. Iar bolnavii au nevoie de această apropiere. Animalele reduc anxietatea și depresia și îi ajută pe oameni să nu se izoleze. Interacțiunea cu acești căței deschide o poartă către comunicare. Interacțiunea aceasta socială este foarte, foarte importantă. De ce? Pentru că plec de aici, de la această activitate și mă duc în salon. Și am să vorbesc cu colegii de salon, am să vorbesc cu familia. Proiectul inedit a fost preluat de peste hotare. Avem un golden retriever, avem un labrador și un metiș. Avem nevoie de câini cu agresivitate zero, bineînțeles, în astfel de situații, care să ajute pe pacienți să le dea o stare psihică, în primul rând, mai bună. Ideea a fost implementată de Consiliul Județean Ilfov în colaborare cu Asociația Clubul Câinilor Utilitari și este gratuită. Proiectul Ham Grijă de Tine se va desfășura timp de un an în 3 spitale din județ. După negocieri intense și atacuri dure, Coaliția de Guvernare a decis calendarul alegerilor, pe care l-a și adoptat pe repede înainte în ședința de guvern, de teamă să nu se răzgândească din nou vreun partid. Alegerile prezidențiale vor fi organizate pe 24 noiembrie, primul tur, și pe 8 decembrie, al doilea. Cât despre parlamentare, vom ieși la vot pe 1 decembrie, de Ziua Națională, așadar, la sfârșitul toamnei ne așteaptă 3 weekenduri consecutiv de alegeri. Se
găsesc tot mai greu muncitori serioși, așa că femeile au devenit și ele de voie sau de nevoie meseriașe iscusite. Au învățat să schimbe becuri, să înlocuiască baterii de duș și, de ce nu, chiar să monteze mobilă, grație sfaturilor de pe internet. Așadar, l-am invitat în platoul știrilor pe Andrei Hogea, un inginer talentat care postează pe TikTok trucuri și informații despre aparatura din casă. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine v-am găsit! Te rog să ne spui care sunt problemele cel mai des întâlnite într-o casă unde proprietarii nu prea se descurcă, au nevoie de ajutor. Ai pregătit niște exemple. Bineînțeles. Dacă vorbim despre instalațiile sanitare, una dintre cele mai frecvente probleme pe care le întâmpinăm ar fi scurgerile de apă. Acestea pot fi cauzate din diverse motive, cum ar fi îmbătrânirea țevilor, înfundarea conductelor. Cred că și garniturile sunt o problemă. Exact, uzura garniturilor, îmbinările defectuoase sau, de ce nu, montarea inadecvată a pieselor de instalații. Un exemplu concret pe care îl pot da din propria experiență și pe care am întâlnit-o foarte des, îl reprezintă fisurile țevilor sau anumite componente din sistemul de alimentare cu apă. Dar, de exemplu, eu aș putea să fac o asemenea reparație? Cred că e mai dificil pentru femei. Este puțin mai dificil, necesită puține noțiuni tehnice. Spre exemplu, când am spus anumite componente din sistemul de alimentare, mă refer la fittinguri, baterii, racorduri de duș sau racorduri de alimentare cu apă, de ce nu și robinete. În prima poză pe care o am pe ecran, putem observa defecțiuni ale bateriei. Deci aici cauza este bateria. Exact. Haideți să ne uităm și la al doilea exemplu. Ce probleme mai putem avea? Este o problemă des întâlnită în casele oamenilor și fiecare dintre noi ne-am lovit de... Odată în viață ne-am lovit de scurgerea înfundată. Dar aici cred că ne putem cu toții descurca, nu? Bineînțeles. Un prim pas, de exemplu, vorbind de exemplu de față, putem soluționa foarte ușor... Chiar și o doamnă ar putea să repare această scurgere. În prim pas ar fi montarea unui recipient sub spălător sau chiuvetă. Da. De ce nu și la voar? Se poate întâmpla problema aceasta și la elementele din baie. Deșrubăm, cred... Cu ajutorul unor unelte putem deșruba ventilul spălătorului. Da. Iar ulterior putem desfileta sifonul de scurgere. Bun, dar se elimină excesul de apă. Dar ce facem să vedem care este cauza? Pentru că putem să ajungem din nou la această problemă. Corect. Cauzele pot fi nenumărate. Recomandarea mea pentru fiecare om care spală vase, folosește elemente de curățare, detergent, spre exemplu, ar fi să achiziționeze o sită, nu știu dacă se poate da, observa, da, se vede, o sită care ar putea prelua depunerea de grăsimi sau resturile de alimente. Toate acestea cumulate duc la colmatarea sifonului de scurgere. Din ce ai adus acolo, din acele obiecte, ce putem folosi pentru a rezolva problema pentru asta? Desfiletarea ventilului de la spălător sau, de ce nu, de la lavoar, putem utiliza o simplă șurubeliță care ar trebui să existe în orice casă și în orice trusă de casă. Eu compar trusa de scule cu... trusa medicală. Care așa este. Trebuie să existe în orice casă. În orice Hai casă. Să vedem a treia fotografie. Așa. În a treia fotografie regăsim o problemă des întâlnită. Expresia mi-a intrat centrala în avarie, o regăsim în toate casele. O problemă des întâlnită ar fi scăderea presiunii din sistemul de încălzire, care generează astfel avaria centralei termice. Și aici ce trebuie să facem? Foarte, foarte simplu. În momentul în care mergem la centrală, observăm eroarea. Nu știu dacă se poate observa. Există un manometru. Da. De cele mai multe ori, erorile centralelor termice provine din cauza aceasta. Presiunea din sistemul de încălzire scade sub... Deci acolo trebuie să ne uităm. Exact, exact. În momentul în care observăm că a scăzut sub 0,8 bari, înseamnă că ne putem aștepta la o avarie a centralei. Și o resetăm sau ce facem? Există și posibilitatea de resetare, dar eroarea respectivă vine cu o problemă. Practic ne arată că există o defecțiune în sistem. De cele mai multe ori există scurgeri din sistem, ceea ce provoacă inevitabil scăderea presiunii.
Te rog să ne spui acum, am văzut acolo, ne-ai adus câteva obiecte pe care ar trebui să le avem cu toții în case. Da, aceea. Avem o ruletă, care ar trebui să fie indispensabilă, adică în toate casele regăsim o ruletă. Mereu avem ceva de făcut, de măsurat. Exact, în cazul în care vrem să dimensionăm sau să montăm, de exemplu, niște rafturi și trebuie să le punem la o distanță egală, este obligatoriu să folosim o ruletă. Ce mai avem acolo? Am mai adus o cheie reglabilă sau cum se spune în lumea ingineriei, unealta instalatorului. Este o cheie reglabilă cu care putem lucra fie la centrala termică, fie la robinete, baterii sau orice fel de armătură. Și bineînțeles, nu ar trebui să lipsească de acasă șurubelnițele. Eu am adus numai două, șurubelnițe cu cap în cruce și cea cu cap plat. Bineînțeles, le putem utiliza la asamblarea mobilei sau în cazul în care o ușă a unui sertar se slăbește cu aceste unelte, bineînțeles, și doamnele poate să-și remedieze această problemă. Așa este. Eu am întrusa personală, una care are mai multe capete, care se schimbă. Corect. Și atunci pot să le folosesc în mai multe situații. Există mai multe tipuri de șurubelnițe. Eu aș recomanda pentru toată lumea să achiziționeze o șurubelniță electrică. Este mult mai utilă, o putem folosi atât în situații extreme și poate fi folosită și de doamne. Un exemplu concret, prietena mea a început foarte mult să lucreze prin casă utilizând acea șurubelniță electrică, ceea ce mă bucură foarte mult. Da, pentru că merge treaba mult mai repede. Da, 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 da. Te-aș ruga să le dai doamnelor care sunt acasă câteva sfaturi prețioase în momentul în care se sparge un bec. Are nevoie neapărat doamna de lumină în baie sau în bucătărie, nu este nimeni acasă. La ce trebuie să fie atentă în momentul în care vrea să schimbe becul? Aș vrea să dau o părere generală în prima fază. În cazul tuturor acestor probleme casnice, cunoașterea și identificarea componentelor generale sunt esențiale în rezolvarea problemelor. Spre exemplu, cum a spus și dumneavoastră, în cazul unui schimb al becului sau, de exemplu, în cazul unei țevi sparte, unde cu siguranță nu ne dorim să inundăm locuința, atât locuința personală cât și pe cea a vecinilor. Așa este. În prim pas ar trebui să ne cunoaștem casa. Și când spun să ne cunoaștem casa, elementele generale. În momentul în care s-a spart o țeavă, ca să prevenim sau să oprim inundarea casei, trebuie să oprim robinetul de alimentare a apei. Să găsim sursa, să vedem. Exact. După aceea putem sta liniștiți oarecum, pentru că am eliminat problema. Și în funcție de gravitatea sau complexitatea lucrării, vedem dacă putem apela sau la un specialist sau de ce nu să ne uităm pe un tutorial video sau să citim anumite bloguri. Dar în primul rând trebuie să ne asigurăm că suntem în siguranță. Mai ales atunci asta este recomandarea mea pentru toată lumea, să-și cunoască componentele generale ale casei. La fel și la curent se aplică același principiu. Dacă achiziționăm o casă, un apartament, la ce ar trebui să ne uităm în primul și în primul rând? Cea mai frecventă greșeală pe care am întâlnit-o în rândul oamenilor este faptul că aceștia iau în considerare mai mult prețul produsului, făcând rabat de la calitatea acestuia. Ceea ce generează o problemă foarte mare în timp. Spre exemplu, în momentul în care dorim să achiziționăm un obiect sanitar sau orice fel de obiect și îl vom utiliza pe termen lung, trebuie să luăm în considerare calitatea și materialele din care sunt concepute aceste obiecte sau armături ale instalațiilor. Deoarece acestea în timp se vor dezintegra. Și bineînțeles că nimănui nu-i convine să schimbe la o lună, de exemplu, bateria. Deci trebuie să căutăm lucruri de calitate. Exact. Calitatea să fie pe primul loc. Pentru doamne, de exemplu, ca ați menționat, doamnele au început să repare foarte multe lucruri în casă și o fac foarte bine. Multe dintre acestea urmăresc tutoriale pe internet și citesc anumite bloguri. Și te urmăresc și pe tine pe TikTok pentru că dai sfaturi prețioase. Spune-mi în ultimele secunde cum ți-a venit ideea asta. Totul a plecat din facultate, pentru
și datorită prietenei mele care, văzând că am foarte multe idei și pe care nimeni nu le afișează, pentru că nimeni nu se uită la... S-a gândit că ar fi bine să le împărtășești și celorlalți. Exact. Felicitări! Mulțumesc frumos! Îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații și spor în tot ceea ce faci. Mulțumesc, asemenea! Mulțumim! Continuăm jurnalul. Vacanțele românilor care au de gând să treacă podul prieteniei spre bulgari vor începe cu stângul. Vecinii închid o bandă de circulație pe podul prieteniei, astfel am putea fi martori unor cozi kilometrice în această vară. Sunt rute ocolitoare, dar asta ar însemna mai multe ore în plus până la destinație. Și drumul național pe Valea Prahovei se închide în plin sezon estival. Podul prieteniei va fi al nervilor de pe 9 iulie, după ce bulgarii, care par să se fi molipsit de la autoritățile române, au decis să închidă în plin sezon estival o bandă de mers. Podul intră în reabilitare vreme de 2 ani. E suficient infernal acum, odată cu închiderea, nu vreau să-mi imaginez. Noi am prins anul trecut blocat prin sens și am stat o oră. Pe aici, pe ne-ntoarcem, o să fie, nu știu, nu vreau. Cred că o să venim noaptea ca să prindim liber. O să fie aglomerație foarte mare. Și nu era o perioadă pentru a închide podul acum în vacanța estivală. Autoritățile bulgare au decis închiderea unei singure benzi pentru reparații, în timp ce pe cealaltă se va circula alternativ. Traficul va fi dirijat cu ajutorul unor semafoare care vor fi setate la câte 3 minute pentru fiecare sens de mers. Autoritățile române spun că au încercat să-i convingă pe bulgari să amâne lucrările, dar degeaba. În primăvară, dacă nu mă înșel, s-a ridicat un rost la pod, la ei. Și bănuim că au niște probleme structurale destul de grave ale podului. Și dacă nu se apucă să le repare, practic integritatea podului este în pericol. E posibil să existe și perioade de închidere totală, dacă au de făcut anumite operațiuni, dar trebuie să știm cât iau în calcul aceste închideri totale, ca să calibrăm și noi pe malul românesc, să calibrăm traficul care de tranzit. Până una alta, responsabilii vin cu rute ocolitoare, dar asta ar însemna drumuri considerabil mai lungi pentru șoferii care vor să-și petreacă vacanța pe litoralul bulgăresc. Să luăm exemplul stațiunii Sunny Beach, frecventată de turiștii români. Drumul până acolo, prin Vama Giurgiu, ar dura cel mult 5 ore. Ruta ocolitoare prin Negru-Vodă adaugă cel puțin 30 de minute la drum și peste 100 de kilometri. Prin Vama Veche, drumul durează aproape 6 ore. Și varianta de trecere cu bacul prin Călăraș lungește timpul de așteptare. O altă opțiune ar fi reluarea liniei de feribot dintre Giurgiu și Ruse, însă și aici există semne de întrebare. Estimăm la peste 1 milion de români care merg cu mașina proprie și trec prin Vama Giurgiu, pentru Bulgaria, pentru Turcia și pentru nordul Greciei. Și toți vor avea probleme și probabil că dacă se va pune în practică, cozile vor fi probabil de kilometri întregi, se va sta ore multe. Încercăm prin guvernul României să-i rugăm doar, evident, să amâne, pentru că dacă se face această lucrare după 1 octombrie, traficul se reduce cu 70-80% și nu vor fi probleme atât de mari. Dar nici la noi nu va fi mai bine, mai ales pentru cei care au drum prin Valea Oltului pe DN7. Din 8 iulie, vreme de o lună, se închide și aici circulația complet pe timp de zi. Asta din pricina lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești. Atmosferă incendiară în prima seară de Never See, petrecăreții au cântat pe piesele lui Nick Carter de la Backstreet Boys și au putut să-l vadă de aproape. De pe scenă n-au lipsit nici muzica lăutărească și nici ținutele de festival. A fost o noapte de culoare și multe distracții la malul mării. Prima seară de festival a adus pe scenă artiști de renume. Nick Carter, membrul trupei Backstreet Boys, a cântat melodiile care erau în topuri în anii 90. Artistul a coborât de pe scenă să-și salute fanii. Vârstele și ne bucurăm că și ceilalți apucă să vadă cu ce am copilărit noi și cu ce am crescut. Suntem leșinate. Și cântăreața americană Bebe Rexha a făcut senzație pe scena Never See. Doi tineri din Constanța și București au dansat alături de ea chiar pe scena mare.
a lipsit nici muzica lăutărească din program. Eu și cu echipa mea. Iubirea mea! Adicerul! Tinerii au venit cu multă energie echipați de festival. Unii dintre ei au apelat chiar și la hairstyliști și make-up artiști pentru un look electrizant. Super, super, minunat, o excelență pe neuitat. L-am luat din insule, din Voiași, perfect pentru festivalul ăsta. Am zis să-mi cumpăr ceva din insule. Mâine am alt outfit din Vietnam. Mâine vin vietnamez. Am zis să am ceva diferit de față de toată lumea. Acest tânăr spune că a luat în serios festivalul. A venit vopsit din cap până în picioare. De unde sunteți? Îmi place la Canal D. Eu sunt super pregătit. Ce am făcut? Înainte cu 3 luni de zile am făcut în felul următor. Am strâns bani să-mi iau vopsea. Nu râde. Am făcut la sală în plus cu 10 minute de la abdomen ca să se vadă bine vopseaua și sclipiciul pe abdomen. M-am pregătit și am strâns și bani să vin aici, că nu e ușor să vii, să știi. Povestea Never See continuă și în această seară. Un nou tip de escrocherie ia amploare, curierii aduc diverse colete la ușă, iar unii clienți se grăbesc să le plătească. Însă când deschid pachetele, găsesc înăuntru cârpe și gunoaie. Firmele de curierat atrag atenția consumatorilor să verifice numele companiei care a trimis coletul înainte să scoată bani din buzunar. Acești oameni trimit colete la întâmplare și speră ca fraierii să plătească fără să verifice. Așa decurge țeapa cu coletele false. Oamenii se trezesc cu pachete pe care nu le-au comandat la ușă, dar se gândesc că poate sunt ale unui alt membru al familiei sau că sunt niște pachete întârziate. Fiind cu plată ramburs, clienții le achită. Aproximativ 100 de lei, o sumă importantă, dar nu suficient de mare ca să ridice semne de întrebare. Am primit un colet neașteptat, pentru care a trebuit să plătesc 138 de lei. Eu credeam că poate am uitat de vreo comandă, așa că am plătit-o. Când am deschis coletul, bam, porcării. În coletele false se află gunoaie, cârpe sau alte nimicuri, obiecte care nu valorează cât au plătit cei păcăliți pe ele. Pachetele sunt trimise din țări străine, iar firma care a expediat coletul nu există. Codul poștal de pe adresă este 0000. Adresa Oradea, 108, Hong Kong. 8 din 10 români fac cumpărături online, dau comenzi pe bandă rulantă și nu prea țin cont de ele, așa că numărul celor care pot pica în această plasă este destul de mare. Dacă dau mai multe comenzi într-un timp foarte scurt, e posibil să nu știu care vin din ele. Ce-i drept, recunosc, eu nu prea mă uit. Dacă știu că trebuie să-mi vină o comandă, o iau pur și simplu. Firmele de curierat nu au legal ce să facă. O companie de curierat are obligația să preia un colet la un expeditor și să-l livreze la un destinatar. Pentru că știm că există practica asta, recomandăm întotdeauna clienților noștri, înainte să achite un ramburs pentru un colet, să verifice cu mare atenție informațiile de pe etichetă. Ele sunt vizibile, sunt acolo, negreșit pe orice colet. Și în cazul în care constată că nu cunosc magazinul acela online de la care vine coletul sau persoana expeditoare, să fie reticent să achite un ramburs sau chiar să refuze coletul. Cei păcăliți pot face plângere la poliție și la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului. Specialiștii atrag atenția să fim atenți la ce achităm, mai ales că în cazul acestei fraude, oamenii dau banii de bună voie. În momentul în care n-am comandat un astfel de colet și poate ne gândim, poate cineva din familie, poate am uitat și atunci preluăm acel colet, n-ar fi rău înainte să deschidem acel colet. Doamne ferește dacă e o bombă. Doamne ferește dacă este, să spunem, o substanță care are incidență, să spunem, penală. În momentul în care am făcut și o reclamație, ne și ținem de ea, ca măcar cei care vin după noi să nu mai pățească ce am pățit și noi. Anul trecut, peste 3500 de oameni au reclamat la poliție că au primit colete false. Atunci când ai un copil, vacanța se alege în funcție de nevoile celui mic. Cei mai mulți părinți de multe ori aleg destinații unde copiii să poată să se bucure de cât mai multe activități interesante care să nu-i plictisească, iar părinții să aibă un concediu fără griji. Am dorit și noi o vacanță undeva într-un loc cu soare, mare, piscină, topogane, miniclub. Nicoleta și fiica ei, Ines, au venit la agenție să analizeze ofertele verii ca să-și plănuiască vacanța împreună. Unde ai vrea tu să mergi vara asta? La Waka Park, în Dubai și la piscină.
Acum trebuie împăcate ambele tabere. Am putea alege Spania, mergem cu avionul până la Barcelona, după care mergem, ne relaxăm la un hotel frumos, îl alegem împreună și la final stăm 3 zile în PortAventura, care este un super parc de distracții. De câți ani plecați împreună? De 6 ani și jumătate. N-a stat niciodată acasă? Niciodată n-am putut să plec fără ea. Distracția cu ea începe. Cam așa gândesc toți părinții, chiar dacă sunt mult mai selectivi la cazări când merg cu cei mici. La ce vă uitați prima dată când vă căutați vacanțe? Să aibă piscină, hotelul și spații de joacă pentru copii. La urma urmei pentru ei mergem, cu ei. Iar agențiile de turism au conceput pachete speciale pentru familiile care pleacă alături de cei mici. De regulă sunt alese resorturile. Primordial este aquaparkul. Dacă nu ai 2-3 topogane pentru cei mici, nu cred că ar fi super fericiți. Mini-clubul, programele de animație care se desfășoară în hotel. Iar din punct de vedere psihologic, o călătorie împreună e mană cerească pentru familie. Se conectează împreună, creează amintiri împreună, iar celor mici le oferă un model de relaxare, le creează amintiri care vor rămâne peste ani și, de ce nu, și modalități de reglare emoțională, pentru că este important vis-a-vis de așteptări să știm că pot apărea tantrumuri sau frustrări, nemulțumiri datorate schimbărilor de rutină. Iar dacă vreți să rămâneți aproape de casă, printre cele mai apreciate destinații din România pentru o vacanță cu copiii sunt stațiunile Eforie Nord, Ocna Sugatag sau Băile Felix. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar de la ora 12 încep știrile prânzului. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!